Trebuie bun, bine v-am la noi un alt episod în care o să ne jucăm. Am sau n-am? O să fie toate sincere, ok? Am n-am crezut în superstiții. Am și încă cred. N-am avut parte de o petrecere surpriză. Am avut. Doar că n-am avut surpriză că a stricat-o frate meu. Ana a fost la patinoar. Nu și nici nu-mi doresc să merg. Am nou căutat numele meu pe Google. Interesant. Continuăm. Ana a rămas cu el la vreo materie. Nope, și nu o voi face. Am nu încă ceva pe jos. Păi, acum câteva luni, presupun, nu, acum 2 ani, mergeam pe stradă cu o înghețată mână împreună cu fratele meu și am scăpat înghețata pe jos, numai că era cumva, era cu cioco și strawberry. M-a trezit! Și după aceea am scăpat-o pentru că n-am ținut-o bine mână și fratele meu a zis: Haide să mergem. Mai există zile în care să cumpărăm și înghețată. Și a zis, nu. Și m-am pus pe jos și am mâncat înghețata. M-a durut burta vreo 2 ore. Dar în fine. Ana a tras o ușă pe care scăra împinge. Din păcate, da. Ana a prins cărăgă pe care nu am înțeles. Păi, asta a fost de foarte multe ori. Ca mereu. Ana a mâncat mâncare expirată. Păi, când eram tot mai mică și aveam chef de pizza, mă uitam în frigider și vedeam o felie de pizza și am zis: Mami, poți să mănânc felia de pizza? Și a zis: Este vechi, o aruncă mâine. Și am zis: ok, am închis frigiderul și am zis: Dar mi-e așa de poftă. După l-am deschis și l-am mâncat pe ascuns. La fel, m-a durut vreo 2 ore. Și a fost pedepsită. Hello, darkness, my old friend. Ana, am văzut live un accident. Am văzut un youtuber care și-a șters canalul, din păcate, deși era foarte bun, care făcea un live uitându-se pe afară și făcând glume și dintr-o dată venind o mașină și s-au ciocnit într-una de altele și așa s-a produs un accident live. Deci a fost atât de interesat și de suspans. Dar tot la aia a făcut și el acolo. Ana a strigat-o pe cineva de la cea. Da. După un coleg de-al meu care trecea prin față. Care nu m-a auzit totuși. El, cred că sunt invizibilă, bun pareu. Am anchiulit de la școală. Nu am anchiulit niciodată, dar o să fac la 15 ani. Muhaha. Am stat nemâncat mai mult de o zi. Asta vreo lună nemâncată. Era cât pe cer să leșim. Scuze-te. Lec. N-am atins o șarpe. N-am și m-am și mușcat de mână. N-am uitat parola de la telefon. Am uitat-o și am avut nevoie de frate meu. Descrie-mă. Pare o persoană în care știi să se distreze, nu te schimba. Ceau!